Salutare, eu sunt Regina și azi voi găti checul 3 pahare. Pentru aceasta, într-un bol, amestecăm un pahar cu grij, un pahar cu făină, un pahar cu zahăr, o linguriță de praf de copt și amestecăm totul bine cu o lingură. Împărțim această compoziție în 4 părți egale. Acestea vor fi blaturile. Ca umplutură vom folosi 6 mere pe care le vom trece prin răzătoarea mare. Asamblăm checul într-o tavă cu diametrul de 22 de cm, tapetată cu hârtie de copt. Vom pune primul strat amestecul uscat și îl vom nivela cu o lingură. Împărțim merele vizual în 3 părți egale și o parte o punem în tavă. Aceasta va fi al doilea strat al checului. Al treilea strat vom pune amestecul uscat, după care din nou mere. Le rânduim astfel încât să obținem 4 straturi de ingrediente uscate și 3 straturi de mere. Amestecăm 150 ml de lapte cald cu 30 de grame de unt topit. Turnăm peste chec și cu ajutorul furculiței facem câteva găuri. Coacem checul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 40-50 de minute. Checul este gata, s-a ruminit foarte frumos, îl scoatem din tavă și îl punem pe o farfurie sau pe un suport. După cum vedeți, se aseamănă foarte mult cu un tort. Poftă bună!